prețul de luna asta este wow, în magazinele partenerilor de Huawei, 3999 de RON. Felul cum arată, n-aveți ce să reproșați la treaba asta. Ecranul senzațional, putere de procesare foarte bună. Trei lucruri îmi plac mie foarte mult aici, pe lângă bateria care la produsele Huawei este ca de obicei top. Unul, pe butonul de on-off ai direct amprentat și funcționează fix ca la telefon, cu viteză extrem de mare, deci l-ai pornit, deja e al tău, nu mai trebuie să bagi alte detalii. 2. Camera, pentru corporatiști și studenții care sunt pe Zoom acum, nu mai puneți lipiciul ăla leucoplast pe cameră, că e urât. Pare urât și pare că te urmărești tot timpul cineva. Camera este ascunsă sub această tastă. Ai terminat treaba, o bagi la loc și nu mai ai frica, nu e așa, că poate te mai plimbi prin casă în chiloței, da. Ramona. Fiecare trăiește cu spaima lui, desigur. Și touchpad-ul, care este mărit în versiunea de anul acesta, este mult mai mare, se apasă tot și știe foarte multe gesturi. Asta este interesant. În plus, conectarea cu telefonul, care este extrem de ușoară. Încă o dată, MateBook 14, 3999 de RON, ceea ce îl face un best buy în luna noiembrie. Eu zic să las ca cadourile de Crăciun de acum, că în decembrie s-ar putea să nu puteți să vă vedeți cu moșul și să puneți inclusiv mâna pe el. Da.